Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Mergem la New York. La New York zici că mergem. La New York, poliția new-yorkeză americană duce lupta cu infractorii și cu suspecții de infracțiuni la un nou nivel. Poliția îl trimite pe străzi pe DigiDog. Văd și un serial de ăsta. DigiDog will save the day. Este un câine. DigiDog este un câine polițist robotizat. Ați văzut pe internet câinii aia robotici? Uh-huh. Ăla este DigiDog. O să apară prin Times Square. O bucată de tablele lătrând. Băi, nu este, cum să spun, de fapt povestea este mai veche. Îl retrimit pe străzi. Pentru păi așa, că sunt mai multe variante. Sunt alea mai grăsuțe, mai așa, sau sunt aia cu picioarele alea lungi ca... Zici că sunt... Aia sunt. Aia sunt? Cu picioarele alea, da, făcuți de Boston Robotics. Cine face Boston Robotics sau cineva? Ce, Boston Dynamics. Boston Dynamics, pardon. Sunt aia înspăimântătorii. Da, da, da. Da, aia da. Care... Zici că din filme de la... Da, SF. Gata. Cetățenii o să-i răstoarnă. Suntem. O să-i lege fedeleși. Și... Am da. Filmele cu Star Wars. Asta e ca aia, știi? Când o să pună camere pe străzi, nu nimic, o să le dăm jos. Dai jos camera... Te ia poliția, că te-a filmat. Când îi dai un șut la robotul câine, el te filmează. Nu poți să faci asta. Are cameră și pe laterale, și pe fund, și pe față, și peste tot. Asta e că nu respectă deloc anatomia. Dar încolo de câine, fă-i ochi ca la orice câine și gata. Acum dacă începem camere peste tot, de ce nu mai faci în formă de câine? Fă-l cozonac curăți. Cozonac curăți. Da, bravo. Asta este, Luca are dreptate, pentru că fostul primar, câinele DigiDog, a mai fost polițistul robot, a mai fost pe străzile din New York. Și fostul primar l-a scos din funcțiune pentru că era înspăimântător și nu era pe placul oamenilor. Adevărul că nu arată bine deloc. 74.000 de dolari. A apărut în 2021. E de pedigree ca lumea supraveghe... dacă e 74.000 de dolari. Da, supraveghea pe acolo. Mă rog, poliția urmează să testeze și alte două tehnologii. Un robot de securitate autonom K5. Asta și, robot de bucătărie. Și un sistem de un sistem numit GPS Star Chase. K5 așa. Arată, știți cum arăta R2-D2? Da. Cum arată R2-D2? Da. Cam așa arată Dacuțugui, deci este combinația între R2-D2 și Oblio, okay. Pentru cine a văzut, pentru cine nu a văzut Star Wars, adică pentru domnul Zafiu, e ca un tomberon țuguiat pe roți. Butoi. Are 1,60 m, cântărește 180 de kilograme, deci puțin mai mult decât Luca, merge cu o viteză maximă de 5 km pe oră, deci practic ca Luca. Sistemul Star Chase... Dar de ce nu te-ai băgat pe tine că tu mergi în trebuie? Pentru că... l-ai făcut pe ăla butoi, pe mine gras și tot pe mine că merg în cer. Pentru că eu am mai mult de 1,60 m, spre deosebire de tine. Păi da, mai băga la 1,60 m, ok, dar la 5 km pe oră acolo. L-ai făcut și pitic. Da, pitic iute. Da. Merge cu viteză maximă, cum spune așa, funcționează în felul următor. Ăsta este robotul. Deci se plimbă robotul pe acolo în formă de tomberon gras, merge încet, încet, piuie și te filmează. Și având 180 de kg... Ca tine, tu piuie. Având 180 de kg și greu să-l răstorni, spre deosebire de mine. Schimb dacă te calcă. Te-ai nenorocit. Și mai e un sistem Star Chase. Care sistem? Ăla ce face, mă? Ăla face așa. Te urmărește. Deci polițistul are ca un lansator de grenade de la de se poartă pe umăr. Așa. Sau se montează direct pe mașină și când simte că o mașină pe care vrea să o cerceteze pleacă în fugă, nu se mai duce în urmărire cu mașina. Știi? O să aruncă în aer. Practic, orientează lansatorul ăla spre mașină și face pâc, îi dă cu o rachetă un tag GPS. Cum erau alea cu somniferi, știi, cu... Da. Se mușcă de... Practic, îi trimite o fleșetă cu tag. Da. Și după aia stă și se uită pe telefon unde s-a dus infractorul. Bâz-bâz. Și îl arestează ulterior. Și dă o dronă cu explozibil, ca în război. E din ce în ce mai greu să fii infractor, pe cuvântul meu. Nu și în România. În România, infractorii e foarte ușor. Am văzut că mai nu se eliberează. Că noi am pus mașini de poliție de tablă mult înainte astora. Uh-huh. Pe copaci sunt sprijinite. Ale erau low-tech. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.